Salut și bine ai venit pe canalul F64, eu sunt Gabriel V, sunt vlogger, sunt content creator și astăzi o să-ți arăt DJI Osmo Action. Este într-adevăr DJI Osmo Action cea mai potrivită cameră pentru vlogging. De când a apărut pe internet, toată lumea vorbește despre ea și foarte mulți spun că este cea mai potrivită cameră pentru vlogging. Hai să vedem, este într-adevăr cea mai potrivită cameră și pentru tine? În primul rând vreau să spun câteva specificații importante despre această cameră, apoi vreau să-ți arăt un test de sunet, de imagine și de stabilizare, după care, bineînțeles, vreau să-ți spun ce îmi place și ce aș îmbunătăți la ea. În primul rând observăm că avem două ecrane, un ecran mare pe spate, care este și touchscreen, și un ecran în față pentru monitorizare, lucru extraordinar de folositor pentru vlogging. Ecranul din față este doar pentru monitorizare, nu are touchscreen, este pentru a ne încadra foarte bine atunci când facem vlogging și chiar dacă este pătrat, avem o funcție care ne permite să afișăm imaginea 16:9, din nou ca să putem încadra corect. Camera este subacvatică exact așa cum este ea, fără nicio carcasă adițională. Așa cum este ea, o putem băga în apă și nu avem niciun fel de problemă. Bineînțeles, putem filma 4K până la 60 de frame-uri pe secundă cu stabilizare. Are o stabilizare excepțională, o stabilizare digitală. O să vedeți imediat niște teste și cu această stabilizare. La Full HD 1920x1080 de pixeli putem filma până la 240 de frame-uri pe secundă pentru slow motion, dar stabilizare digitală avem până la 60 de frame-uri pe secundă. 1080p la 60 de frame-uri pe secundă avem și stabilizare. Foarte mulți vloggeri întreabă dacă se poate conecta și un microfon extern. Da, cu un adaptor de la USB-C la jack de 3,5 mm putem conecta un microfon extern și funcționează foarte bine. Acum, din teste, veți vedea voi dacă mai aveți nevoie de un microfon extern sau nu. Are o diafragmă cu un f-minim de 2.8 și un unghi de 145 de grade. Da, este un unghi wide, este un unghi aproape fisheye, dar avem și posibilitatea să activăm funcția D-Warp. Este o funcție care ne permite să îngustăm puțin unghiul și să scăpăm de acel efect de fisheye, acel efect care este foarte, foarte wide. Iar acumulatorul ține aproximativ 2 ore dacă filmăm cu ea și se încarcă în aproximativ 90 de minute și, bineînțeles, o putem încărca de la un acumulator extern, de la o baterie externă. Hai să vedem împreună un test de sunet, de imagine și de stabilizare. Așa se aude microfonul intern al camerei atunci când sunt în parc și adie și puțin vântul. Acum cobor niște scări ca să vedeți și stabilizarea cât de bună este. Merg normal, cobor niște scări și nu folosesc niciun fel de microfon extern. Hai să vedem dacă alerg puțin ce se întâmplă, cum reacționează stabilizarea. Nu am folosit niciun fel de stabilizator sau alte accesorii, este efectiv camera, nici măcar trepied nu am. Vreau să vă arăt cât de repede și reajustează expunerea atunci când trecem de la întuneric la lumină. Am testat camere de SLR pe gimbal, care în anumite momente nu erau atât de stabile cum e camera asta singură. Iar pentru că este atât de mică și nu am nevoie de microfon extern, o face perfectă pentru vlogging, pentru că merg cu ea pe stradă și lumea nu se uită urât, nu zice, aoleu, a venit unul cu un DSLR cu o cameră mare să mă filmeze, nici nu se vede, nici nu înțelege lumea ce face. Ai o cameră super mică în mână pe care o poți ascunde în palmă și filmezi când vrei. E un punct extraordinar de important pentru vlogging. Și așa se aude sunetul atunci când sunt pe un pod, e trafic mare și bate și vânt. Și pentru că mulți vloggeri filmează în mașină, am zis să fac un test și să vă arăt cum se aude și cum se vede camera asta în mașină. Ce îmi place foarte, foarte mult la ea. Da, și din punctul meu de vedere, cred că este cea mai potrivită cameră pentru vlogging. În primul rând este mică, nu umblăm cu un DSLR mare pe stradă, nu se sperie nimeni de noi, este ușoară, este extraordinar de practică. Are ecran pe spate și ecran pe față. Ecranul din față este un punct extraordinar de important pentru vlogging. Îmi place că are comandă vocală, putem să schimbăm ecranele între ele doar prin comandă vocală și meniul este foarte ușor. Nu am avut nevoie nici 5 minute să mă uit pe un manual de utilizare sau pe vreun tutorial ca să-mi dau seama cum funcționează camera asta. Funcționează extraordinar de ușor și, bineînțeles, are și conexiune wireless.
Și un punct foarte, un punct extraordinar de important din punctul meu de vedere este microfonul intern. Calitatea sunetului oferită de acest microfon intern este foarte, foarte bună pentru vlogging. Alte camere de dimensiune asta au un sunet aproape nefolosibil, nu îl poți folosi, dar sunetul oferit de această cameră este bun. Au reușit să facă o cameră atât de mică cu un microfon încorporat și să avem și un sunet decent. Bineînțeles, nu îl putem compara cu un shotgun, cu un DSLR împreună cu un microfon shotgun. Acolo vorbim de un setup mare, un setup de 2-3 mii de euro. Aici vorbim de o cameră care nu costă nici 500 de euro, este foarte mică, are stabilizare, are două ecrane și da, un sunet foarte bun. Din punctul meu de vedere, este un punct extraordinar de important. Ce aș îmbunătăți în momentul de față la această cameră? Un singur lucru. Unghiul este de 145 de grade și avem o funcție D-Warp care ne ajută să scăpăm de acel fisheye, de aceea distorsiune din margini și facem imaginea dreaptă, este puțin mai mare cropul. Dar aș și prefera să am posibilitatea să îngustez mai mult unghiul, să am mai multe variante de unghi, să pot face un unghi mult mai cropuit. Bineînțeles, putem filma 4K și să facem noi crop după aia în postproducție, dar dacă vreau să filmez direct 1080p, pierd la calitatea imaginii atunci când fac crop. Ar și preferat să existe funcții și cu un crop mai mare. Sper că pe viitor vor ajusta din soft, este vorba doar de soft și sper să apară și versiunea asta de soft cu un crop mai mare al imaginii. Merită pentru vlogging? Sincer, dacă vrei să începi să faci vlog, este singura cameră de care ai nevoie în momentul de față. Sunetul este bun, imaginea este bună, ai stabilizare, ai ecran în față. Mi se pare echipamentul perfect pentru vlogging, chiar dacă ești avansat, chiar dacă ești începător și prețul este accesibil. Bineînțeles, nu uita să vă abonați la canalul F64, găsiți un link la descriere pentru această cameră, iar noi ne revedem curând!